Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Am să vă fac în acest moment citirea de weekend pentru doamne, pentru dumneavoastră, dragele mele. Și da, mi s-a scris că așteaptă lumea ritualul de Crăciun. Am să-l dau la etalarea generală, promit, pentru că se vor uita și domnii, da? Etalarea generală este pentru toată lumea și care este interesat să se uite. Ok? Bun. Haideți să începem. Bineînțeles, vă mulțumesc că ați revenit pe canalul meu și mulțumesc noilor abonați. Am trecut și eu de 5.000. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Îmi faceți o mare bucurie și faptul că reveniți și veniți și v-ați abonat la canalul meu, îmi dați mai multă forță, mai multă putere și datorită vouă, prezenței dumneavoastră, am și atâta poftă să dau în cărți. Da. Și devin din ce în ce mai bună, pentru că e un lucru foarte greu, cel puțin din punctul meu de vedere, să nimerești atâta lume. Deși este o etalare generală, să nu uităm, da? Și nu puteți rezona chiar cu toții, da? Sau cu toatele în speță. Bun. Dama de roșu, de la șatena închis până la blândă, cu ochii căprui și cu pielea normală. Nici închisă, nici deschisă, da? Cărțile sunt amestecate, eu am să le mai amestec un pic pentru dumneavoastră. Bun, haideți să vedem pentru acest weekend. Ce drăguț! Văd că ați început să, nu știu, v-ați coafat, v-ați tuns, v-ați făcut frumoase. Unele dintre dumneavoastră, altele veți merge, pentru că văd că v-ați mai deschis la păr. Deja v-ați vopsit sau v-ați făcut șuvițe. Văd o deschidere, da? Bun. În acest weekend, era să zic săptămână, da? Deci cred că trebuie să fac și una săptămânală, din când în când, cel puțin. Sănătatea este bine aspectată, vă simțiți mult mai bine din punct de vedere energetic, v-ați închis niște probleme, niște socotele, ați terminat de zugrăvit, ați terminat un credit, ați terminat. Spun asta pentru că e casa plină de lumină, deci se pare că sunteți fericite, probabil. Poate că ați făcut și curat, dar eu nu mă refer la asta. Eu mă refer la cele care ați lucrat, care v-ați schimbat mobilă în casă, care v-ați, nu știu, schimbat baia, o bucătărie, o ceva, că sunteți foarte fericite și mândre de casa voastră. V-ați făcut ceva acolo. Chiar v-ați schimbat și perdelele în unele albe, din crem sau din altă culoare pe care ați avut-o. Și sunteți foarte bine. De ce zic că toate realizările acestea pe care le-ați avut în ultimul timp dau o notă bună și pe sănătate. Chiar dacă ați muncit mult, chiar dacă ați mai avut dureri, vreau să spun că în acest weekend sunteți bine și aveți o stare emoțională bună, cartea este foarte bună pentru weekend. Vă bucurați și de mici daruri spun, pentru că nu văd sume de bani foarte mari. Vă bucurați, văd că ați început să vă mai plimbați, unele dintre voi să mai ieșiți din casă, să mai faceți ritualuri sau mergeți la biserică pentru că vă văd cu lumină. Deci cineva aici sau mai multe dintre dumneavoastră ați început un pic să vă schimbați atitudinea. Aș vrea și eu să am 0,1% din schimbarea dumneavoastră, să fi făcut și eu ceva bun pentru voi, să vă fi împins de la spate un pic.
Ați avut încheiat cu o realizare, cu un proces, încep procesele pe de altă parte, da, la unele dintre dumneavoastră, ceva care s-a tărăgănat din vară, din luna iunie-iulie, se pare că ați primit o înștiințare sau poate chiar și în următoarea perioadă se pare că cineva intră într-un proces. Nu va fi unul rău, dar va fi de durată. E ca și cum aveți o acțiune și se mai extinde la încă una. Bun, cele care aveți servici, vă văd mai liniștite. Cele care nu aveți servici, deocamdată văd că sunteți în stand-by și clar nu vă puteți angaja în acest weekend. Doar că singurul lucru mai puțin bun care îl văd aici și trebuie să vă atenționez este o persoană, dacă o aveți, nume sau prenume, cu litera O, este ca o, vă urăște, este ca un, nu vă face nimic rău, nu reușește pentru că aveți totuși lumina. Aveți protecție, nu știu, urmează o perioadă nu știu, aveți protecție în următoarea perioadă, poate v-ați făcut pe 12-a 12 ceva și se îndeplinește, vi se îndeplinește dorința. Bun, iar pe dragoste, toți craii sunt aici, da? Aveți energii bune, se pare că foarte puține dintre dumneavoastră veți fi singure de sărbători sau în acest weekend. Și chiar dacă nu aveți niciun partener, unele dintre voi, clar că nu toată lumea are, e ca și cum ați face cu familia sau n-ați fi singure. Singurul lucru la care din nou vă doresc să vă atenționez este faptul că cele care aveți o energie mai tânără ca și bărbat, deci cu o zi mai tânăr decât dumneavoastră, să știți că se pare că mai gândește și pe altcineva, dar pentru un moment mai mult trage către voi. Cele care sunteți căsătorite veți avea o realizare în acest weekend cu bărbatul cu ochii verzi sau albaștri sau cu cel de tobă. Un pic de discuții, văd la brunetul cu ochii negri care îi aveți, să știți că aveți și un amant pentru că acest om este însurat sau trăiește cu o femeie în casă. Mi se măslește cartea de verde aici, poate fi și o șatenă cu ochii căpuridoare, poate fi și de tobă, se poate măslui cartea. Dar văd aici că aveți pe... El vine cu bucurii și cu vorbe neutre, de aceea și sunteți un pic întoarsă. Dar dacă îl acceptați așa cum este și nu mai faceți reproșuri, se poate întâmpla să se această relație să mai ducă ceva timp. Cele care aveți fete, să știți că vor avea realizări, vor lua un examen, nu știu, poate de șofer sau un examen care nu este neapărat foarte greu, nu este ca și cum ar da la master sau la facultate, da? Sau poate ea, dacă nu și-a luat examenele, poate are vreo restanță, deci fetele. Iar băieți, dacă aveți, să știți că se pare că vor face și ei un ban. Haideți să vedem pentru doamnele absolut singure. Multe dintre voi să știți că aveți, uite, iar o realizare pentru o casă sau pentru un teren. Nu știu ce faceți, de unde, cum și în ce fel. Ideea este că mergeți într-o instituție de stat să vă faceți, să vă terminați niște acte. Da? Adică vreau să spun că multe dintre voi sunteți sunteți setate pentru a vă rezolva această problemă cu casa. În altă ordine de idei, aveți grijă
ce faceți în casă, că s-ar putea să aveți parte de un mic accident. Mă gândesc că n-are ce să cadă peste voi vreun dulap sau ceva decât dacă este cu tremur, dar va fi un accident casnic să nu cadă ceva de sus. Nu știu ce ar putea să cadă. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Nu văd în momentul ăsta. Dar văd un accident casnic, să nu cadă vreo draperie, vreo, nu știu, ceva. Aveți grijă că trebuie să fiți un pic tenace, ca să zic așa, da? La punctul acesta. Deci, în weekend se pare că nu veți cunoaște pe nimeni, da? Dar, în schimb, poate să vină trecutul la voi, cineva cu o voce baritonală. Dacă ați avut așa ceva în relație, un domn cu o voce nu știu cum, nu știu, baritonală, e ok așa, și ați avut totuși noroc cu el în acele vremuri, deci sau veți avea noroc pur și simplu că vă va căuta și veți fi fericite. Să dea Dumnezeu să vă caute cât mai mulți, adică la cât mai multe doamne, acest bărbat de tobă. Deci, weekendul este minunat și văd că ați început să ieșiți pe afară și veți mai ieși, adică să mergeți la un restaurant, la, nu știu, la petreceri, la ceva. Să vă plimbați mai mult, da? Bun. Dama de tobă, șatena cu ochii căprui și cu pielea albă, bine făcută sau mai plinuță, mai rotundă, mai robustă. Haideți să vedem și pentru dama de tobă în acest weekend. Vă gândește și pe voi, bineînțeles, un brunet cu ochii negri. E doar gândul. Deci, tobă. Da. Un bărbat de ghindă. Ia să vedem. Hai să începem cu sănătatea. Sănătatea este ok, vă veți simți bine. În schimb, aici văd că trebuie să faceți mai multă mișcare, da? Nu prea mergeți pe jos. Vă gândiți casa, deci este clar că vă iubiți casa, vă iubiți locul în care stați. Ieșiți greu din zona voastră de confort, dar, mă repet, ca și sănătate trebuie să faceți un pic de mișcare. Pentru picioare, pentru mijloc, pentru spate, pentru orice ar fi, văd că nu prea mergeți pe jos, da? În acest weekend, foarte multe dintre voi veți face un drum în alt oraș, dar nu departe, și o să aveți o mică realizare. Acum, nu știu, mergeți să luați ceva, să, nu știu, ca și cum v-ați duce să luați ceva de undeva. Bun, banii vor veni, poate nu neapărat în acest weekend, dar vor veni încet, încet, în sume mici, săptămâna viitoare mai mult. Veți avea și voi, nu știu, cliente, vânzări sau ceva, dar sunteți, așa să zic, vă țineți la suprafață. Ați avut o săptămână destul de bunicică, pot spune. Nu știu, zilele astea veți întâlni un bărbat cu ochii verzi sau albaștri, cineva nou care e mai mic decât voi, care dă o femeie brunetă la spate, poate mai are pe cineva, dar nu este o relație serioasă. Și voiam să vă spun de acel brunet cu ochii negri care v-a zăpăcit de cap. El îmi cade un pic de ghind aici, dar poate fi și de roșu. Nu știu de ce îl simt că nu e chiar așa negru. E brunet sau brunet cu ochii căprui, dar nu mi se pare neapărat că e de ghindă. Deci, cum vă spuneam, poate fi și de roșu. Deci, dacă aveți și de roșu și de ghindă,
Mi se mătrește un pic cartea aici. Este ca și cum ați mai vorbit cu el, mai vorbiți, dar tot minte, tot vă duce cum ar fi cu zăhărelul. În fine, eu zic să nu mai aveți încredere în el din punctul meu de vedere și să nu mai stați să-l așteptați, să faceți ce aveți de făcut și să-l lăsați, da? Să vă focusați pe problemele voastre, ca să zic așa. Dar weekendul e drăguț, se pare că vă întâlniți cu o prietenă de-a voastră sau chiar și cu două. Undeva veți pleca în acest weekend și da, vreau să vă spun o veste altfel de mesaj. Într-adevăr, se vor că veți avea mai multă armonie în relații, poate și în weekend. Asta zic, că tot simt că cineva va vorbi cu cineva, se întâlnește cu cineva, faceți voi ceva aici. Și dacă nu neapărat în acest weekend, în următoarea săptămână va ieși și soarele pe strada voastră, ca să zic așa, cu o inițială de P, de K, de M, în nume sau prenume, iese soarele pe strada voastră. Multe dintre voi vă veți găsi un partener, cele care nu aveți, se clarifică lucrurile și la voi. Frumoasă cartea, liniștitoare și promițătoare, da? Iar cu serviciu ați stat bine, stați bine, care aveți servici. Pentru moment este liniște. Cele care sunteți singure, singure, veți avea parte de casa mult visată sau la care râvniți. Probabil că poate stați în chirie și vreți să vă mutați în altă chirie sau vreți să vă cumpărați casa voastră sau stați într-o casă unde aveți rate și pentru că mi-a căzut. Da, mi-a căzut. Deci veți avea parte de o casă. Acum, că e casa în care stați sau va fi o altă casă, cert este că se poate întâmpla dacă nu aveți bani și nu aveți posibilități sau știți că nu veți avea posibilități să aveți casa voastră, se va întâmpla totuși să stați într-o casă. Într-o casă se pare că veți avea cu bărbatul de verde, un bărbat cu ochii verzi sau albaștri, să știți că aveți șansa să vă mutați într-o casă cu un bărbat cu ochii verzi sau albaștri. Cred că e ăsta care o să-l cunoașteți acum repede, care e un pic mai mic decât voi totuși. Da. Ia să vedem ce fel de bărbat este ăsta, dacă vă ține din interes pentru bani, pentru sex sau altceva, că e foarte mișto cartea și sunt și eu curioasă să văd ce o să vă atragă din prima. Ia uite, perechea perfectă ar fi idealul, foarte frumos ar fi idealul. Bun. Nu mai durează mult, 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni maxim. Sau se vor hotărâ lucruri până la sfârșitul lui februarie și hodorong tronc sau era să zic plötzlich, hodorong, adică în germană, hodorong tronc, am avut clientă din Germania înainte și am rămas cu și hodorong tronc vine și inelul. Inelul nu înseamnă neapărat căsătorie, ca să știți, dar înseamnă, pot spune, o relație serioasă. Doamnele mele de tot, o să vă fie de bine, să aveți un weekend minunat, a ieșit superbă cartea. Iar acum să ne distrăm cu doamnele de verde, cu ochii verzi sau albaștri, da? Să ne distrăm și cu dumneavoastră, doamnelor. Sunteți minunate, sunteți puternice. Bun, haideți să vedem. Mama, sunteți pe drumuri, vă vin copiii de la drumuri, mai ales fetele, sau plecați la drumuri, dar clar vă vin copiii 100%, la multe dintre voi vă vin fetele acasă, vă vin copiii acasă. Ia uite ce petrecere, ce bucurie, ce realizări veți avea. Cele care ați divorțat, să știți că încă sunteți supărate pe fostul soț, lucrurile n-au mers prea bine la despărțirea asta așa repede, pentru că văd că e gândul lui foarte. Deci cele care ați divorțat, fac o mică paranteză, da?
Cele care sunteți divorțate, nu contează că aveți sau nu relații, alte relații acum, cele care ați divorțat, să știți că fostul soț e geană pe voi, deci sunteți urmărite de el. Vă gândește, pardon, cu cine sunteți, cu cine vă culcați sau ce faceți, ca și cum v-ar urmări sau ar întreba pe cineva de voi. Da? Se pare că unii dintre ei chiar ar fi vrut să se întoarcă acasă, pentru că ei gândesc casa, vă gândesc așternutul, dar aici este, deci, e fostul, da? Fostul cu care veți avea pagubă în continuare dacă vă veți împăca. Bun. Sănătate. Aveți în familie un tată, un bunic, un orice sau chiar un soț, cele care sunteți căsătorite, care este un pic bolnav. Și sunteți un pic supărate pe el pentru că nu vrea să facă nimica. Deci nu vrea nici să ia medicație, poate nici să meargă la doctor sau ceva face greșit în orice caz. Deci nu va fi bine în acest weekend, o să se simtă foarte bine, va avea niște dureri de cap extraordinar de profunde, dar ceva prost și face, da? Bun, în altă ordine de idei, dacă aveți fete, eu cred că la anul, că anul ăsta nu mai avem când, dar vă cade o căsătorie aici sau fata dumneavoastră sau băiatul dumneavoastră își va găsi liniștea, ca să zic așa. O să-și găsească un partener sau o parteneră copilul dumneavoastră și se va așeza la casa lui după o altă despărțire. Da, e foarte interesant, sunt multe detalii aici, dar voi personal cu sănătatea stați bine, văd că ați mai slăbit vreo 7 kg unele dintre voi și se pare că în acest weekend vă puneți pe mâncare ca să vă să zic, aveți grijă să nu vă îngreșească, păcat că ați slăbit și acum vă puneți pe mâncat, da? Deci aveți grijă, cu sănătatea un pic obosite, unele dintre voi cu picioarele. Dar nu e atât de grav în acest weekend. Bun, serviciul. Pe o parte ați câștigat ceva, dar pe o parte pierdeți. Aici nu știu cum să interpretez. Dacă sunteți, de exemplu, avocate, e ca și cum unele procese le câștigați, altele le pierdeți. Dacă lucrați într-o instituție de statoare care și lucrați cu acte, se pare că unele vă ies, altele nu. E ceva de acest gen, dar în orice caz și dacă sunteți în divorț, totuși aveți grijă că e o răutate aici pe care nu mi-o pot explica. Însă, ce vreau să vă spun că și voi care nu sunteți căsătorite, până la urmă veți avea familia voastră sau poate chiar unele dintre dumneavoastră vă veți reîmpăca cu fostul, dar doar dacă v-a fost soț, da? Pentru că vă cade bucurie și realizare pe familie în urma unor mari probleme, da? Asta poate să fie și cineva nou sau să se întoarcă fostul, da? Copiii vor fi bine, dar cine are un copil, de exemplu, care are vreo 40 de ani, 38 de ani, sunt probleme în familie și acolo, în casa lui, cu iubita, pentru că e o parte bărbătească. Altele aveți, văd aici pe cineva care și-a înșelat soțul sau iubitul sau prietenul. Se pare că o să se afle dacă nu s-a aflat, vă cade despărțire. Deci aveți grijă ce faceți, iar cele care aveți tot un partener cu ochii verzi sau albaștri, va rămâne supărat. Deci veți avea de ales, se întâmplă ceva aici, află unul de celălalt, nu știu. Dar și dacă aveți un bărbat brunet cu ochii negri, să știți că mai are o femeie, s-ar putea să fie chiar o cunoștință de-a voastră sau o femeie pe care o cunoașteți. Deci, sau să nu fie vreo vecină. Deci stați un pic cu ochii pe ei. Dragostea e bine aspectată. Deci dragostea este în picioare, casa e în picioare, așternut în picioare, dar sunt totuși niște. E un disconfort aici pe care îl simt.
Și niște gelozii. De aceea zic să, nu știu, aveți un pic de răbdare. Banii sunt, dar foarte multe cheltuieli în acest weekend și alte probleme nu prea văd. Atâta văd că până pe 10 ianuarie vă veți hotărâ, ori vă împăcați, ori un copil își, va avea familia lui sau cineva se împacă totuși aici, că vă cade familia unită. Dar unită nu că vin copiii sau părinții de la drum și că sunteți de sărbători împreună aici, cade o împăcare pe familie până pe data de 10 ianuarie și îmi cade fericire, îmi cade bucurie și îmi cade un nou început, mai ales și la persoanele cu litera I și J, da? Dar și la restul, da? Bun, haideți să vedem. Foarte bine aspectate sunteți dacă aveți bărbați de tobă, să știți, da? Culmea, o să vorbiți mai mult cu el, o să se îndrepte comunicarea, o să fie ceva. Dar văd aici totuși multă, așa, ați fost înșelate și voi la viața voastră, îngroșa în detalii. Da, că tot gândiți trecutul ăsta care nu vă lasă pentru cele singure absolut. În acest weekend nu încercați să vă combinați cu cineva pentru că veți avea un eșec. Dacă faceți drumuri, vor fi cu bucurie. Apare un bărbat de roșu, da? Și drumurile sunt într-adevăr cu bucurie, dar nu știu de ce. Uite, cu ăla de tobă, de exemplu, cade un eșec, vă sună, mai vorbiți, dar tot. E ceva, sunt niște încurcături la care nu, nici voi nu renunțați. E multă învârligătură aici, nu știu. Nu știu. În fine. Dar, mă rog, pentru acest weekend încercați să nu vă certați, să treacă weekendul cu bine și sărbătorile și pe urmă mai vedeți voi ce curățenie mai faceți. Uite, vă gândește un bărbat totuși. Da, e un bărbat de care v-ați despărțit unele dintre voi pentru că sunteți supărate și ați plâns, dar vine unul cu bucurie, unul nou. Vedeți, totuși vă cade, faceți curat, îl lăsați și pe fostul și pe actualul și tot și vine unul nou cu bucurie și cu realizări, dar dacă este rac sau scorpion, bărbatul încercați să nu vezi eșecul ăsta din weekend. Nu o să fie bine, veți fi într-o dilemă. Da? Și uite, dragoste la prima vedere fulgerătoare, veți fi legate la ochi, credeți că va fi un nou început, dar pe parcurs în viitor va fi un eșec. Acum depinde și voi cum gândiți și ce vă doriți. Că dacă vă doriți o relație de aici până aici, domne, detașați-vă, îl țin să ies la o cafea, să fac dragoste cu el, să merg la un film maxim de 2 ori pe lună și gata, la revedere. Nu trebuie să vă îndrăgostiți tot timpul și să puneți la suflet. Voi trebuie să învățați să vă hrăniți sufletul cu ce vă este vouă pentru voi. Uite, vezi, a căzut muntele, deci aveți blocaj cu un rac sau scorpion. Dar într-un târziu tot în cuplu veți fi. Deci nu este, da, nimic. Veți fi și foarte indecise, ce să zic, mai ales inițiala de B în nume sau prenume. Sunteți multe care sunteți indecise și aveți câte două relații sau aveți de ales sau, da. Dar, în fine, e o etalare echipurile de weekend. Deci, ce să mai zic? Dama de ghindă. Bruneta cu ochii negri și cu pielea măslinie. Haideți să vedem. Mama, aici simt așa că ați lucrat pe brânci și veți lucra pe brânci. Dar uite, vor veni daruri și bani, da? Ați lucrat la o situație foarte mult, dar în momentul când zic ați lucrat la o situație, asta nu înseamnă neapărat la muncă. Ați lucrat, ați
lucrat la o situație, poate și în relație, da, cu, nu știu, cineva cu litera H și nume sau prenume, de aia uite și banii, da, și sunt în picioare. Trebuie să primiți cadouri sau banii în weekendul ăsta, cadouri sau bănuți. Bine că a ieșit necazul afară și au ieșit și lacrimile, dar vedeți că sunteți mințită de soră, da? Vă minte cu ceva sora. Ia uite, altă nebunie acum. Da, deci aveți o problemă de familie pe bani, dar vă minte sora. Deci aveți o soră sau o cumnată, da? Sunt foarte curioasă să... Îmi spuneți, cartea asta este interesantă, a fost din scurt și când cartea este din scurt, chiar se întâmplă 100% chestia asta la toate, într-un fel sau altul. Sănătatea este bine aspectată. Nu vă mai spun de durerile normale care le pot avea unele dintre dumneavoastră, că e la mintea cocoșului, dacă nu o să ne însănătoșim de la o oră la alta. Dar în weekend sunteți liniștite pe sănătate, chiar și cele care aveți probleme, ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Pe servici vă cade bine, unele intrați chiar în concediu, într-un concediu. Văd acum, intră cineva în concediu în weekendul ăsta, că vă văd prea liniștite așa. Sau stați mult pe scaun la birou și nu obosiți, nu știu ce să zic. Pe dragoste... Sunteți bine aspectate, cele care aveți domni de roșu, care sunt mai tineri decât voi, cel puțin cu o zi, și bărbați bruneți cu ochii negri, da? Cu care se reface relația sau pur și simplu vă întâlniți și cu cei tineri, cele care aveți parteneri mai tineri, că vă cad în casă la așternut, deci că sunteți cu ei căsătorite sau aveți relație sau iubiți sau prieteni sau așa se pare că vă întâlniți cu ei, cele care sunteți căsătorite, văd că sunt pe lângă casă soții, da? În rest, dacă nu spun vreo culoare masculină, energie masculină, să știți că lucrurile sunt neutre, deci nu se întâmplă nimic nici de bine, nici de rău, da? Nu este cartea rea, doar că vă minte sora într-o anumită problemă, nu văd probleme majore, văd că trebuie să vină bani, asta văd, în weekendul ăsta sau imediat luni sau marți, da? Veți câștiga într-o dispută, da? Trebuie să aveți grijă un pic pe după 20 decembrie într-o discuție cu cumnata sau cu sora. Haideți să vedem pentru doamnele absolut singure. Uite, iar primești bani, iar bani, da? Deci, indiferent că sunteți singure, că sunteți în relații, primiți bani. Primiți bani. Primiți bani și veți suferi și de o gelozie din partea cuiva. Nu știu dacă asta... Deci poate la unele dintre voi este sora sau cumnata și la altele este o altă femeie, vreo prietenă sau cineva, pentru că văd că în acest weekend cineva suferă și de o gelozie. Păi eu când v-am spus, da, tot asta de roșu. E cineva care nu vă lasă, uite, asta de roșu. Iar deci de aici... Da, deci s-a dublat cartea, este clar că există o femeie care stă cu ochii pe voi, da, este geloasă pe voi. Bun, haideți să vedem mai departe, cineva aici care are un băiat și vă vine în casă sau va rămâne, se hotărăște să facă o schimbare, dacă este în casă, adică stă cu voi, se hotărăște să facă o schimbare, dacă... Nu este în casă, nu stă cu voi în aceeași casă, înseamnă că vine în casă și luați o hotărâre. Din nou îmi cade aici pentru în viitor pentru voi un bărbat cu ochii verzi sau albaștri. Dar sunteți spate în spate. Eu cred că aveți pe cineva rare ore, așa vă întâlniți cu cineva. Pentru că sunteți spate în spate și la un moment dat el vrea să învețe ceva sau să cunoască pe altcineva și se pare că nu o să o mai duceți mult.
Haideți să vedem ce mai pot spune pentru acest weekend, iarăși a treia oară bani. Deci eu vă spun că de undeva vin bani. Mulți, puțin, cadouri, ceva vine. Uite, și în dragostea la gelozia iarăși a căzut, da? Este clar că cineva este gelos pe, geloasă pe voi, da? Dar e un weekend bun în, în final, da? Trebuie, voi nu prea cunoașteți într-o anumită situație, nu cunoașteți toate datele, dar veți avea, veți avea liniște și veți răzbi până la veți răzbate până la urmă într-o situație la care ați lucrat foarte mult, v-am spus, ați lucrat mult, că e relație sentimentală, că este la serviciu să vă ocupați un post sau să rămâneți pe un post, sau într-o anumită situație unde ați lucrat mult cu ambiții extraordinar de, de mare, ați reușit sau veți reuși. Doamnele mele, vă îmbrățișez cu drag, să aveți un weekend minunat, spor și prosperitate vă doresc și putere de muncă la curățenie și ce mai faceți dumneavoastră pe acolo. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți zile frumoase, la revedere!